informații spre consultări și aprobare. În prezent, noi avem situația când lucrăm pe un buget provizoriu. Prin aceste acțiuni, pretenții legale au fost cauzate daune în proporții considerabile locuitorilor care din municipiul Chișinău și le-a fost lezat dreptul și interesul lor, ocrutite din lege, care este acum în vigoare în Republica Moldova. Lucru confirmat și de faptul că aceste abuze au ajuns în vizorul CNA și altor organe de drept. Iar primarul general și oamenii din cadrul primăriei municipiului Chișinău, în loc cât mai rapid să remedieze lucrurile și să facă un buget normal, care corespunde tuturor prevederilor legale, el stă și se plânge la ședința operativă a serviciilor primăriei, că colegii lor sunt chipurile hărțuiți de CNA. Când asta, de fapt, este mai mult o confirmare a faptului că au fost admise încălcări la elaborarea bugetului pentru anul 2024. Stimați orășeni, noi nu mai putem tolera indiferența reprezentanților administrației publice locale și aștepta ca proiectul de buget să apară prin minune pe masa consilierilor municipali. Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău va organiza discuții publice pentru elaborarea unui buget alternativ al municipiului Chișinău. Începând de săptămâna viitoare, vom desfășura zilnic discuții publice cu diferite grupe de interes și cetățeni din municipiul Chișinău. Vom discuta pe domenii precum business, educație, transport sau patrimoniu istoric. Vom invita la discuții publice locuitorii municipiului Chișinău, locuitorii din sectoarele municipiului Chișinău, din suburbii, din societatea civilă, președinții de asociații de locatari și orice persoană interesată pentru ca să avem un buget, într-adevăr, pentru oamenii din municipiul Chișinău. Mai mult, vom invita și fracțiunile la dialog ca să deblocăm situația în care a ajuns în premieră municipiului Chișinău și vom miza pe un vot responsabil în cadrul Consiliului Municipal Chișinău ca să avem un buget echilibrat, să avem un buget cu proiecte pentru oameni, să avem un buget prin care să ne propunem să reparăm curs de bloc, să reparăm drumuri, să reparăm școli și grădiniți în cadrul municipiului Chișinău, să avem un buget care va fi valorificat anume în interesul oamenilor, dar nu în interesul unui grup din cadrul primăriei municipiului Chișinău sau intereselor de partid, dacă cuiva. La finalul consultărilor publice vom prezenta propunerile pentru buget pe anul 2024 și vom insista ca bugetul pentru anul 2024 să fie aprobat în regim de urgență și să înceapă investițiile în proiectele prioritare pentru oraș. În acest considerent, noi să invităm toți locuitorii interesați la aceste consultări publice. Noi vom asculta fiecare orașean din cadrul municipiului Chișinău și toate propunerile bune pentru îmbunătățirea vieții locuitorilor municipiului Chișinău vor fi incluse în propunerile pentru viitorul buget a municipiului Chișinău. Noi vă mulțumim și dacă sunt întrebări, răspundem cu drag. Doar un moment, este de fapt invitație. Stimați chișinăuieni, sunteți invitați săptămâna ce urmează zilnic, cei care au posibilitatea să vină și să ne spună părerea lor despre cum văd ei dezvoltarea municipiului Chișinău și ce vor ei ca în primul rând să fie rezolvată în 2024, care probleme în primul rând trebuie să fie soluționate, veniți de luni până vineri, între orele 10 și 12 sau 15 și 17. Aveți timp, noi vă așteptăm pentru că părerea dumneavoastră contează. Părerea ta contează, stimate locuitori, am început Chișinău. Și pentru noi contează ca împreună să putem să soluționăm cele mai strigente, în primul rând, problemele ale Chișinău. De aceea vă așteptăm și ne auzim săptămâna viitoare. Bună ziua, stimați chișinăuieni, bună ziua la toată lumea. Eu voi începe în felul următor. Incompetență, irosirea banului public, netransparență și chiar corupție. Astăzi noi, consilierii PAS, împreună cu dumneavoastră, stimați chișinăuieni, suntem martorii acestor calități sau acestei descrieri a gestionării primăriei municipiului Chișinău. Suntem martorii unei gestiuni foarte proaste a primăriei. Împreună vedem că lucrurile în capitala noastră nu merg mai bine. Vedem că primarul, în loc să administreze un oraș, așa cum prevede de fapt atribuțiile de serviciu care sunt prevăzute în fișa postului, face orice, doar nu gestionează orașul municipiului Chișinău. Vedem ieșiri publice nechipzuite de ale primarului, vedem atacuri nefondate, vedem irosirea banului public și, din păcate, vedem incompetență în toate procesele primăriei. Începând cu examinarea solicitărilor de la persoane fizice, juridice, finalizând cu procese mai mari, cum ar fi gestionarea transportului public și a îmbuteiajelor în municipiu.
Chișinău. Atunci când vorbesc de irosirea banului public, este probat acest lucru și noi vedem că aproape timp de două zile, în perioada de iarnă, Ion Ceban, conform unor investigații jurnalistice, a cheltuit aproape 1 milion de euro pentru dezăpezire, pe care nimeni dintre noi nu a simțit-o. Cineva să-mi veți da dreptate la acest capitol. Vorbim de incompetență, corupție și netransparență, pentru că am văzut achiziții din partea primăriei municipiului Chișinău, vicei în valoare de un apartament. Și atunci când vorbesc de incompetență, netransparență, irosirea banului public, toate aceste criterii și calificative ale gestionării primăriei de către Ion Ceban sunt fondate, pentru că fiecare dintre dumneavoastră poate să le probeze. Noi vedem și dumneavoastră, de fapt, nesesizați și spuneți că așa nu se mai poate. Exact așa ne sunați dumneavoastră, stimați chișinăuieni, și ne întrebați de ce asta se întâmplă. Nu se mai poate așa. Cu ce se ocupă primarul general? Astea sunt întrebările cu care noi zi de zi ne confruntăm din partea dumneavoastră. Și ne întrebați când Ion Ceban va începe să rezolve problemele chișinăuienilor. Când va începe? Pentru că el se ocupă cu tot ce vrea, doar nu de rezolvarea problemelor. El merge în deplasări, el se ocupă de politică externă, chiar dacă asta nu prevede atribuțiile unui primar general. Asta se întâmplă, stimați chișinăuieni, fiindcă noi suntem la 5-a lună de când Ion Ceban s-a înscăunat la funcția de primar general, dar noi astăzi, dumneavoastră nou, nu a fost oferit, prezentat bugetul municipiului Chișinău. De fapt, ce înseamnă un buget? Bugetul sau aprobarea unui buget pentru fiecare an, asta este egal cu rezolvarea problemelor oamenilor. Avem buget aprobat, înseamnă că în acel an noi vom ști exact care probleme vor fi rezolvate. Cum se va dezvolta acest oraș? Astăzi, acele probleme, problemele dumneavoastră, nu sunt rezolvate pe motiv că astăzi nu avem un buget. Și nu avem un buget pentru că Ion Ceban nu se ocupă cu gestionarea orașului, dar se ocupă cu negocieri pe sub masă cu socialiști. Nu știm care ar fi scopul, noi doar putem să presupunem, dar ceea ce simțim noi împreună cu dumneavoastră ca rezultat acestor negocieri pe sub masă, cu numiri dubioase în funcții, în funcții de conducere în cadrul primăriei municipiului Chișinău, în cadrul direcțiilor, în cadrul întreprinderilor municipale, noi nu vedem că acest oraș prosperă. Noi nu vedem că arată mai bine. Nu vedem. Dar înțelegeri pe sub masă sunt. Un buget votat înseamnă un transport mai calitativ. Înseamnă unități noi achiziționate. Asta înseamnă gestionarea mai bună a ambuteiajului. Asta înseamnă îmbunătățirea infrastructurii rutiere. Asta înseamnă că un buget votat înseamnă că asistenții personali primesc bani pentru activitatea lor. Asta înseamnă că locuitorii municipiului Chișinău care au nevoie de cea mai mare nevoie într-o anumită perioadă, de exemplu în perioada de iarnă, primesc ajutor și sprijin din partea municipalității. Asta înseamnă un nivel a educației mai calitativ. Asta înseamnă oportunități pentru business. Și multe, multe. Un buget votat înseamnă rezolvarea problemelor fiecărui dintre noi. Astăzi nu avem buget, nu avem probleme rezolvate. De ce? Și oamenii sunt indignați de acest lucru. Ion Ceban este incompetent, asta vedem, pentru că el nu se ocupă cu Chișinău și nu o să mă obosesc să reiterez această poziție zi de zi, pentru că asta poate fi fondat în fiecare acțiune a lui, în fiecare achiziție pe care o face. Absolut în orice activitate, în orice declarație negândită sau chiar citită de pe foaie, arată incompetență, pentru că nu poți să fii în al doilea mandat, în calitate de primar, având experiență de consilier vreo două mandate, având experiență de vicepreședinte a Parlamentului, etc., nu poți să tărăgânezi rezolvarea problemelor atunci când oamenii te-au împuternicit în acest sens. Nu poți. Asta este egal cu competența. Dacă bugetul este egal cu rezolvarea de probleme, propunerea lui către consilieri și chișinăuieni înseamnă incompetență. Vreau să vă zic că noi, consilierii PAS, suntem pregătiți să generăm și să facem munca în locul lui Ion Ceban. Noi suntem gata asta să facem, de aceea noi vom merge și vom prezenta un buget alternativ pentru municipalitate.
dar cu mai multe detalii despre ce urmează în următoarea perioadă și cum urmează noi să organizăm activitățile și cum urmează noi să implicăm toți cei interesați în proces, ne va spune colegul meu, vicepreședintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal Chișinău. Dumitru, te rog. Bună ziua tuturor, mulțumesc, Zinaida. Deci, cum a spus, sunt Dumitru Ivanov, vicepreședintele fracțiunii PAS în Consiliul Municipal și țin să atrag atenția că de la începutul anului 2024, fracțiunea PAS a atras atenția la toate acțiunile prespuse legale care se întâmplau în cadrul primăriei municipiului Chișinău. Noi am arătat orășenilor și creditele pe care le-a luat primăria municipiului Chișinău, am arătat și ilegalitățile care s-au făcut la elaborarea bugetului, am optat și am luptat pentru ca să fie respectate drepturile fiecărui orășan și cetățean din municipiul Chișinău. Noi am cerut ca să se facă dreptate pentru fiecare locuitor a municipiului Chișinău. Pentru că, după cum am observat, începând cu anul 2024, se întâmplă lucruri grave în cadrul municipiului Chișinău și anume la nivelul bugetului municipiului Chișinău. Dar dacă e să vorbim de buget, noi acum au trecut 3 luni de la începutul anului 2024, suntem la sfârșitul lunii martie și primăria municipiului Chișinău nu are un buget aprobat pentru locuitorii acestui oraș. Asta înseamnă că nu vor fi proiecte noi, asta înseamnă că noi nu putem să continuăm dezvoltarea orașului, vedem cum unele linii de buget se taie, pentru că, după cum am spus anterior, se întâmplă lucruri grave în cadrul primăriei Chișinău. Mai mult, noi avem suspiciunea că primarul general special întinde timpul ca să poată și mai mult să folosească banii publici, așa cum își dorește, în interese personale, în interese de partid, cum a făcut-o și în mandatul precedent. Iar lăsând la o parte pătrurile cele mai vulnerabile din municipiul Chișinău. Primarul și echipa sa ne arată că nu sunt competenți să elaboreze un buget. Ei caută vinovați pe la guvern, pe la parlament și oriunde numai nu în interiorul primăriei municipiului Chișinău. Însă vinovații sunt anume ei, pentru că nu vor să facă bugetul municipal și îl ascunde oameni. De ce? Ce bani face toate astea? De ce nu prezintă proiectul de buget municipal? De ce tai din programele sociale? Răspunsul este unul simplu. O face fiindcă nu are bani. S-a împrumutat enorm de mult, a cheltuit bani pentru multe lucrări de mântuială. Cum a menționat colega mea, Zinaida Popa, am văzut vicei că la preț de apartament. Am văzut când pentru două zile din Insor s-au dat 14 milioane de lei. Am găsit și un buget municipal milioane de lei pentru concerte în diaspora, dar nu pentru reparații în curte sau reparații de drumuri, nu pentru reparații de școli și grădiniță. Și în acest motiv, bugetul pentru anul 2024 încă nu a fost elaborat și prezentat. Nu a fost elaborat un buget care să dea o economie adăugată orașului, să dea o valoare adăugată orașului și prin care se rezolvă problemele reale ale oamenilor și ale tuturor celor care locuiesc în municipiul Chișinău. De când a ajuns primar, în 2019, bani a luat credite de la organizații financiare și locale de peste 1,3 miliarde lei. Bani care acum noi trebuie să dăm peste 3 miliarde lei. Bani pe care noi să achităm din buzunarul nostru, din buzunarul fiecărui locuitor al municipiului Chișinău. Dar haideți să ne uităm să vedem ce prevede legislația în vigoare a Republicii Moldova. Potrivit articolului 6, alineatul 2, punctul 3, litera H, din legea numărul 136 din 2016, privind statutul municipiului Chișinău, aprobarea bugetului municipal anual ține de competența Consiliului Municipal Chișinău. Conform articolului 15, alineatul 1, punctul 2, litera A, punctul 8, litera A, din aceeași lege, primarul general este obligat să convoace ședințele Consiliului Municipal și să asigure elaborarea proiectului de buget municipal pe următorul an bugetar și să-l prezinte spre aprobarea Consiliului Municipal Chișinău. Asta înseamnă că încă în anul 2023 trebuia să fie dezbătut proiectul de buget pentru anul 2024 în Consiliul Municipal, lucru care așa și nu s-a întâmplat. Doar atunci când sunt întreprinse toate măsurile pentru convocarea ședinței Consiliului, pentru adoptarea bugetului, și dacă din anumite motive, obiective, Consiliul nu poate aproba un buget, în termen de 3 zile până la încheierea anului se aprobă un buget provizoriu. Lucru care s-a întâmplat în cadrul municipiului Chișinău, dar fără implicarea Consiliului Municipal Chișinău. Asta înseamnă o încălcare gravă a legislației în vigoare. Primarul general al municipiului Chișinău, viceprimarul, cu și alte persoane responsabile din primărie, pentru a comite aceste infracțiuni intenționat, nu au convocat ședința Consiliului Municipal Chișinău. Nu au elaborat în termeni prevăzuți proiectul de buget și nu l-au prezentat mai departe.